Pe 12 mai, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că începe plata sumelor necesare de contării cheltuielilor cu hrană și cazare cetățenilor străini sau apatrioților aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Aceste cheltuieli sunt aferente lunilor ianuarie, februarie și martie ale anului curent și vor fi repartizate integral inspectoratelor județene pentru situații de urgență și ulterior fiecarei primării până la mijlocul săptămânii viitoare pentru a fi virate beneficiarilor. Suma necesară va fi depusă astăzi în contul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, după ce Ministerul Afacerilor Interne a depus în regim de urgență toate diligențele pentru majorarea bugetului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, având în vedere măsurile aprobate în ședința de guvern din data de 10 mai. Într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, se arată că Ministerul Afacerilor Interne s-a preocupat constant să identifice surse de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de statul român pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Astfel, în luna mai, a semnat în calitate de beneficiar contractul de finanțare cu titlul Solidar pentru Ucraina, care va permite compensarea unei părți din cheltuielile efectuate în continuare de statul român pentru acoperirea nevoilor de bază imediate și sprijinirea refugiaților. Proiectul are o valoare totală de 585.307.121,49 lei și este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară care măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. În urma acestor măsuri, cetățenii străini sau apatrizii din zona conflictului armat din Ucraina vor putea beneficia de sprijin și vor primi ajutorul necesar în această perioadă dificilă.